Potrivit cu psalmul 106, versetul 48, care toată adunarea să fim înaintea Domnului cu atenție, ce spune cuvântul Domnului aici. Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeului Israel și Dumnezeul nostru din veșnicie în veșnicie și tot poporul să zică Amin. Lăudați pe Domnul. Mă bucur astăzi fiul această nuntă frumoasă. Mă bucur de tineri aceștia care s-au prezentat frumos în casa lui Dumnezeu. Frate Emanuel, sora Monica, doresc împreună cu părinții, cu toată biserica, să spunem, Dumnezeu din cer să reversă binecuvântare peste voi. Dorim să spunem, Dumnezeu din cer să binecuvinteze părinții fratelui Miri, familia Belciug, Dumnezeu să binecuvinteze părinții lui Sora Mireasă, familia Moroșan, și de ce nu toată familiile largite care astăzi, un număr frumos de nuntași, suntem la această nuntă, în locul acesta, unde ne bucurăm de harul binecuvântării lui Dumnezeu. Și m-am gândit să spun că dacă la această nuntă e frumos, cum va fi la nunta marului nostru mire, Isus Hristos, ce frumos va fi atunci și doresc ca Dumnezeu din cer să ne ajute să avem parte, să fim împreună acolo. Este drept și recunoaștem că Scriptura ne lămurește, ne conștientizează că Dumnezeu a instituit familia și El a format familia dintr-un bărbat și o femeie. Așa a fost de la început și doresc, după Scriptură, așa să credem să rămână până la sfârșit. În această zi, în fața noastră, se formează familia, aceasta, din acești doi tineri, Emanuel și Monica, la care dorim să le spunem, întâi lor și apoi nouă, căsătoria voastră este un legământ. Căsătoria voastră care se formează astăzi, familia, care de aici încolo veți fi împreună, vreau să vă spunem, căsătoria este pentru toată viața. Și la aceasta doresc să vă ajute Dumnezeu pe voi și pe noi toți. Dacă astăzi suntem aici împreună și putem să ni se dă ocazia din frumosul text care a fost citit din Efesen, cu privire la familie, la bărbați, la neveste, cred că Dumnezeu are să ne spună ceva în această zi la fiecare, ferice de noi, dacă vom lua aminte din partea Bisericii Betel, suntem veniți aici o parte, să fim alături de acești doi tineri, în care astăzi se căsătoresc și de la început vrem să vă spunem, mirile nostru de la Windsor este un băiat respectos, un băiat credincios, un băiat, un frate muncitor și foarte bun este în economie. Din câte știu, Dumnezeu l-a binecuvântat și vrem să spunem, sora Monica, nu știu dacă ți le-a spus el toate până acum, sau poate aici încolo, că o să aveți accountul împreună la bancă și i să vezi tu că cu adevărat este un frate harnic, bun, care merită, așa potrivit cu textul. Din citirea textului vrem să spunem, doar pe scurt, se înțelege, este ușor într-o familie când nevasta este supusă și când bărbatul o iubește. Este foarte ușor. Cum să nu iubești o nevastă care este supusă? Cum să nu iubești un bărbat care te iubește? Și deci pentru voi astăzi, așa, în cercul mare, iubirii și ascultare. Și la care doresc Dumnezeu de să vă ajute. Este foarte important și ne bucurăm că putem să fim alături de voi și doresc toți cei care sunteți prezenți aici să fiți binecuvântați de Domnul. Chiar de la început, Dumnezeu a vorbit în prima carte din Genesa, la capitolul 12, două versete importante, prin care vom continua ce spune aici cuvântul Domnului, Dumnezeului Avram. Foarte frumos, versetul 2, voi face din tine un neam mare și te voi binecuvânta, îți voi face un nume mare și vei fi o binecuvântare. Frate Emanuel, să fie o binecuvântare pentru iubita ta, de aici încolo soție, soara Monica, să fie o binecuvântare pentru iubitul tău, soț de aici înainte. Vesetul următor, ce a hotărât Dumnezeu de la început. Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta și voi blestema pe cei ce te vor blestema. Și toate familiile Pământului vor fi binecuvântate în tine. Așa a vorbit Dumnezeu atunci lui Avram. Și noi credem că astăzi, în generațiile de oameni pe tot Pământul, miliardele de oameni care sunt, este drept să credem că Dumnezeu a binecuvântat toate familiile în sămânța lui Avram. Și din orice seminții, din orice norod, din orice limbă și din orice neam, Dumnezeu a avut putere să binecuvinteze pe Avram și Dumnezeu are putere să binecuvinteze și familie din vremea aceasta. Crezi, frate, imanuiosora Monica, că Domnul va poate binecuvânta și pe voi? Măriți să fie numele Domnului! De aceea, noi care suntem veniți aici să participăm, să fim alături de voi... Dacă privim în Scriptură și dacă ne uităm câteva lucruri foarte importante, spuneam mai devreme că mirele nostru de la Windsor, pe lângă calitățile celelalte care le-am spus, este un băiat harnic. Și este foarte important când în familie și soția și soțul sunt harnici. Că harnicia aceasta și munca este o valoare pe care se poate vedea în viața de fiecare zi că Dumnezeu binecuvintează lucrul mâinilor noastre. A binecuvântat Dumnezeu până aici? A binecuvântat. Slăviți să fie numele Lui. Acum, dacă am să amintesc versete din proverbe și apoi revenim la text, în proverbe, și acum cred că mai atent trebuie să fie mirele, textul de astăzi s-a început cu nevestere. Din proverbii eu încep tot cu partea feminină care aici vorbește. În proverbii, în capitolul 18, versetul 22, spune cuvântul Domnului, frate Emanuel, uite la mine, cine găsește o nevastă bună, găsește fericirea. Este un har care îl capătă de la Domnul. Capitolul 19 din Proverbe, versetul 14, casa și averea le moștenim de la părinți. Rar cine le moștenește, mai ales în vremea aceasta. Rar cine, dar parte următoare. Dar o nevastă pricepută este un dar de la Domnul. Și dacă Domnul ți a dat și dă de azi încolo și har și dar, ai găsit fericirea. Domnul să te binecuvinteze, toată viața să fii fericit. Asta înseamnă foarte important pentru creștini, pentru viața spirituală, pentru cei care iubesc pe Domnul, să poată să aibă har și să aibă dar de la Dumnezeu. Este de o importanță foarte mare. De aceea cuvântul Domnul ne spune tot prin proverbe, dacă trecem la partea următoare și continuăm cu privire la fratele Emanuel, în această zi se spune foarte important să audă sora Miriasă ce spune despre Emanuel. Și spune în Proverbii, capitolul 22, versetul 1, un nume bun face mai mult decât argintul și aurul. Ce înseamnă un nume bun? Are o mare valoare, mai presus decât argint și aur. Ce spune Eclisiastru în capitolul 7, versetul 1, cu privire la un nume bun. Și acolo spune, un nume bun face mai mult decât un de mirositor. Și deci, ai pe cineva lângă tine, de aici încolo, să o un bărbat cu un nume bun, care are o valoare și are un preț și care trebuie respectat și trebuie ascultat și trebuie să fie supusă. Frate Emanuel, ai lângă tine un dar și un har și ai fericire de aici încolo să meriți să o iubești mai mult decât până acum. Amin? Amin? Doamne ajută! Dumnezeu din cer să vă binecuvinteze pe amândoi. Privind în Scriptură, la partea cealaltă negativă, că cred că în biserica de aici sau de la Unizor nu e nimeni, dar Biblia vorbește și despre o despre o femeie gâlcivitoare și zice acolo un bărbat decât să locuiască într-o casă mare cu o femeie gâlcivitoare mai bine să-și facă un loc pe acoperiș să doarmă acolo decât într-o casă mare cu o femeie gâlcivitoare. Și de aceea noi vorbim de partea pozitivă care este la Pocăiți, în Biserica Domnului, că voi până acum ați crescut în biserică în familie dincioasă ați avut un model și cred că Dumnezeu v-a așezat și va a binecuvântat și ați așteptat ziua de astăzi. Anii în urmă am avut anumite împrejurări, anumite slujiri deosebite, sărbători în biserică, la noi și la voi, în care am putut să facem sărbătoarea fie de nuntă, fie altele, cu un număr restrâns, cu un număr foarte mic. Astăzi este libertate, este pace, nu avem COVID deocamdată și nici n-am vrea să mai fie niciodată. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe voi care sunteți aici și în această zi să vă bucurați că ați putut chema pe oricine și un număr cât de mare la nunta voastră și aș vrea nunta voastră să primească binecuvântare de la Dumnezeu. Având în vedere ceea ce ne spune Scriptura, pentru noi toți care ne aflăm aici, în această zi, ne uităm prin versete din Cuvântul Domnului, că este important și ceea ce spuneam la început este că căsnicia este de bună cuvință după voia lui Dumnezeu. Căsătoria este care să țină toată viața. Și privind acum, prin aceste lucruri importante, Biblia ne vorbește tot la proverbe, în capitolul 31, când pune în față o femeie pricepută, cum am vorbit și am citit din proverbe 19 cu 14, o femeie harnică, o gospodină, care, așa spune aici, în capitolul 31, care are grijă de tot ce se petrece în casa ei. Și chiar aceste trei versete vreau să le aduc în fața bisericii, că nu numai pentru voi sunt valabile, ci pentru toate familiile bisericii, am vrea să punem în fața aceste versete importante care li vorbește înțeleptul Solomon și doresc ca să dea Dumnezeu o trezire la fiecare familie prin care să se respecte aceste cuvinte și toate nevestele să aibă în vedere lucrul acesta important care vorbește în Proverbe 31 și citeți versetul 12 cu privire la voastră ce spune aici, la versetul 12 din capitolul 31, ea îi face bine și nu rău în toate zilele vieții sale. Mai auzi, soara Mireasă? De aici încolo, toate zilele vieții tale să-i faci bine lui fratele Emanuel și nu rău. E face rost de lână și de inci, lucrează cu mâini harnice. Important este lucrul acesta. Versetul 15. Ia se scoală când este încă noapte și dă hrană casei sale. Asta face o femeie harnică. Și versetul 26-27. Ea își deschide gura cu înțelepciune și ea veghează asupra celor ce se petrec în casa ei. Și nu mănâncă pâinea lenevie. Dumnezeu din cer să binecuvinteze toate surorile, toate nevestele, să fie înțelepte, să fie harnice, să aibă grijă de cei ce se petrece în casa lor, că bărbatul se scoală dimineața, se întoarce seara, după zi de muncă, toate rămân pe seama nevestic, din cele ce se petrec acasă. Și cei drept, din toată munca soții acasă, noi știm că lucrul din casă se repetă adesea de multe ori și parcă nu se vede în urma ei, dar ea poate să facă lucrul acesta cu dragoste, să aibă grijă, să respecte bărbatul, să-i facă bine și nu rău, copiii să fie fericiți și să fie mulțumiți că există o mamă harnică care este și pricepută și înțeleaptă, prin care se dovedește lucruri frumoase în familia respectivă. Acum, dacă am fost atenți că textul a început cu nevestele și în capitolul 5 din. Episen, Apostolul Pavel a avut învățătură pentru biserica din Efes și îi spunea la neveste în felul următor. Nevestelor, versetul 22 din capitolul 5. Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului. Și este un lucru foarte important. Și apoi, versetul următor, versetul uh, 23, trebuie să știe, nevestele, ce spune și aici, în versetul 23, căci bărbatul este capul nevestei, după cum și Hristos este capul bisericii, el mântuitorul trupului. Din nou, versetul 24, și după cum biserica este supusă lui Hristos, tot așa și nevestele să fie supuse bărbaților lor în toate lucrurile. Și eu zic pentru toate nevestele, Dumnezeu să le binecuvinteze și să le ajute să primească această învățătură care este arătată aici de Apostolul Pavel pentru Biserica din Efes cu acestea frumoase, mărețe și, cred că, adânci învățături care trebuie acumulate și trăite în viața familiei. Dacă mergem în Coloseni, în capitolul 3, și în versetul 18 spune din nou, Apostolul Pavel către neveste. Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri cum? cum, se cuvine în Domnul. Și este ceva important că trebuie așa să fie supusă cum se cuvine în Domnul. Și dacă ne ducem ce spune Apostolul Petru în așa epistolă, în capitolul 3, a 1 Petru, Spune lămurit și aici, Apostolul Petru, nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri și dacă unii nu ascultă cuvântul, să fie câștigați fără cuvânt prin purtarea nevestelor lor. Deci un rol foarte important are nevasta în familie și chiar poate să-și câștige bărbatul prin faptele ei, prin purtarea ei. Și eu zic că la acestea. Dumnezeu din cer să ajute toate nevestele. Să aibă aceste calități și această purtare bună în care să poată să câștige pe cel drag care spune că e tovarăș de drum. Tot în proverb, în capitolul 5, spune acolo, pentru bărbat, zice, bucură-te de nevasta tinereții tale, care este tovarășa ta de viață. Deci de aici încolo, frate Emanuel, ai o tovarășă de viață, ai un partener cu care, cred că așa se potrivește, cum a citit fratele în capitolul 5, mai la celălalt versete, unde se spune, de aceea va lăsa pe tatăl sau pe mama sa, bărbatul, și se va lipi de nevastă sa și vor fi amândoi un singur truc. Acum, n-am întrebat eu, frate Emanuel, așa clar de tot, dar eu am încredere că tu o duci la Windsor pe Monica. N-ai să rămâi închiciner. E drept? Mărire, Domnul! Domnul să te binecuvinteze că noi ne bucurăm, băieții când se căsătoresc și aducă fetele, viitoarea soție să fie la biserica unde noi dorim să fie. Totdeauna câteodată mai avem supărare, băieți buni, fete buni din biserică care se mută în altă parte, dar noi avem încredere că tu vei fi la uinsul la biserica Betel. Domnul să vă binecuvânteze pe amândoi. Eu cred că părinții n-au ce face, nici mama, nici tata, trebuie să te leasă că au acceptat. Au văzut în tine, frate Emanuel, o valoare și au toată încrederea că tu te vei purta bine și vei avea grijă de tovarășa ta de viață. Fiți binecuvântați de Domnul! Este cuvântul Domnului care, așa am vorbit în direcția nevestelor, care așa spune cuvântul Domnului și vrem să Trecem la partea următoare, care și pentru bărbați, cred că așteaptă nevesele, să se spună că ele au bărbați care merită să fie respectați și să fie supuse. Următorul verset, din sau exprimare cu privire la bărbați, tot aici urmează, din Efeseni, capitolul 5, versetul 25, unde spune bărbaților, Iubiți-vă nevestele, cum și-a iubit Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea. E mare preț. E mare preț un bărbat să ajungă până acolo, să-și dea viața pentru nevastă lui. Așa a făcut Hristos pentru biserică. Și eu vă întreb în această zi, credeți că Hristos a dat viața pentru noi? Credem, lăudați să fie numele Domnului. De aceea și bărbatul, în așa fel să o iubească, să ajungă până acolo să-și dea viața pentru nevasta lui. Și observăm și este arătat tot în Coloseni cu privire la bărbați spune cuvântul Domnului, un cuvânt important care din nou este pentru noi în această zi, în capitolul 3, la bărbați le spune în versetul 19, bărbaților, iubiți-vă nevestele și nu țineți necaz pe ele. Poate există cineva aici astăzi care prinde cuvântul acesta. Dacă este vreun bărbat care încă până ziua de astăzi a ținut necaz pe nevasta lui, astăzi este chemat să fie liberat de acest necaz și să rămâi încredințat că Dumnezeu, care binecuvintează familia, vorbește și pentru unul și pentru celălalt. Mi-aduc aminte că într-o biserică, și vreau să spun că mă uit peste adunare, toți arătați bine și cred că toți frații toți frații de aici pot să spună că au soții credincioase și soții frumoase. Pot să spună frață lucrul acesta? Da. Într-o biserică a spus păstorul că toți bărbații care aveți soții credincioase, ridicați o mână în sus. Și au ridicat cei care au ascultat cu atenție, că au o soție frumoasă, să ridici mâna în sus. Și au ridicat. La sfârșit, când o terminat predica, o soră îl așteaptă la ușă și zice, frate păstor, în fața mea era un stâlp în adunare și când tu ai spus întrebarea aceasta, să ridice bărbații mâna în sus, ca au soții frumoase. N-ai băgat de seamă, Vasilea meu, o ridicat mâna? Deci ar fi vrut să vadă dacă soțul ei a ridicat mâna în sus, că are o soție frumoasă. Așa că puteți să fiți plini de încredere, iubite sorori, că aveți bărbați care vă prețuiesc și care vă consideră că sunteți frumoasă și că și să rămâi așa prețul acesta pentru toată viața. Să ne prețim unii pe alții și Dumnezeu din cer să ne bine binecuvinteze. Dacă privim, în 1 Petru, capitolul 3, versetul 7, unde Apostolul Petru vorbește cu privire la bărbați și din nou aici cuvintele sunt mai multe la număr, ca în Efeseni și în Coloseni, pentru bărbați, spune acolo, bărbaților, purtați-vă și voi la rândul vostru cu înțelepciune, cu nevestele voastre, atenție! Dând cinste femeii ca unui vas mai slab ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre și împreună cu ele să moșteniți harul veții. Adică împreună cu ele să ajungem în împărăția lui Dumnezeu. Lăudați și mult binecuvântat să fie Domnul care ne dă călăuzirii prin cuvânt și cuvântul trebuie crezut, trebuie trăit și trebuie împlinit. Pentru că eu cred și o spun în dreptul meu și fiecare o poate spune în dreptul lui, Dumnezeu a binecuvântat familia noastră s a purtat de grijă până aici și prin Harul lui Dumnezeu, ca părinți, așa cum familia Belciug, familia Moroșan, o aștepta să vadă copiilor îmbrăcați frumos în casa lui Dumnezeu, să-i vadă mire și mireasă, așa am așteptat și noi pentru fiecare. Și la noi au fost mai mulți la număr și am așteptat cu răbdare ani de zile, până când Dumnezeu ne-a dat sănătate și viață, și am putut să ne bucurăm la nunta copiilor noștri, la cele două fete și la cei nouă băieți care s-au căsătorit în biserică, în casa lui Dumnezeu și care sunt binecuvântați de Domnul. Și acum am terminat cu copiii noștri, băieții și fetele, și să dea Dumnezeu să terminați și voi, care astăzi sunteți cu scrii și care vedeți aici pe Emanuel și Monica, să vă dea Domnul așa în continuare, în credințare, că nu veți muri până nu veți vedea toți copiii căsătoriți. Eu aceasta am dorit împreună cu soția și dau slavă Domnului că ne bucurăm, ne bucurăm, vă dat seama, ne bucurăm de doi gineri, Domnul se bine cuvintează. Spuneți toți amin. 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 Ne bucurăm din nou în orori. Aici e mai tare, trebuie să spuneți. Amin. Dumnezeu să binecuvinteze ginere și nororile noastre. Acum, dacă pun întrebarea, nu l-am întrebat pe fratele Andrei, dacă cunoaște vreo familie aici în Chicener, vreo mamă-socră care să aibă nouă norori. Poate să vă gândi de aici încolo, dacă este vreo familie care mama-socră să aibă nouă norori. Și acum, dacă suntem la norori, ascultă-mă soara mireasă, sora Monică, am observat la norori când trebuie să zică la socrii, mamă sau tată, parcă le amorțește limba. Parcă sunt pedică. Încep să bâlbăie. Greu e dispus la socră, mamă. E ușor dispus. Ce faci? Unde mergi? Pace, binecuvântare. Dar să zice așa, mamă, ce faci? Îți mulțumesc pentru Emanuel. Tată, ce faci? Îți mulțumesc pentru Emanuel. Așa trebuie să facă și fratele Mire, către mama socră, către tata socru, să vă dezlege Dumnezeu limba, să nu vă amorțească, să puteți să spuneți cu toată încrederea lucrul acesta la cei dragi. Dacă e bun băiatul din familie, îți bun și părinții băiatului. Dacă e bună mireasa, e bună fata din familia Moroșan, e bun, sunt buni și părințe. De aceea doresc ca Dumnezeu din cer să vă binecuvinteze. Cred că sunteți socri aici care în această zi V-a bine că am spus că vă te așteptați de mult să auziți de la noră că vă strigă mamă. Poate de aici încolo Dumnezeu va da putere să facă lucrul acesta, că așa a spus cineva, zice, orice aș face, orice aș face pentru socri, mi-e drag de ei, dar nu pot, nu vine cuvântul, nu pot să spun așa. Dacă te străduiești și dacă vrei, poți. Pot totul în Hristos care mă întărește. Dumnezeu din cer să aibă în vedere pe fiecare de noi, sunt sfaturi frumoase și nu știți ce mult face când pentru părinții socri să vină să spună cineva așa frumos cuvintele acestea care le-am repetat, este o apreciere și este o mulțumire în suflet și poate să se laude cu nora sau cu ginerele care Dumnezeu a să fie în familia lor. Când noi am căsătorit cam pe ultimul copil, Cineva a zis, gata, ai scăpat. Ai scăpat și de ultimul. Și eu am spus, n-am scăpat de ultimul. Mai avem încă onore. Și deci, de câte ori s-au căsătorit băieții, tot am mai venit cu cineva în familie. Și vreau să spun pentru familiile noastre și pentru voi toți să fie o binecuvântare când vine un giner, un băiat în familie și când vine o noră, ca o fată în familia voastră, să vă bucurați și să vă rugați pentru ei ca să-i aveți pentru totdeauna și să fie întregită familia și bucuria să fie pe deplin și doresc Dumnezeu din cer să binecuvinteze toate familiile din biserica din Kitchener. De ce nu și din biserica de la Windsor? Dorim ca Dumnezeu să dea biruință și binecuvântare și El să facă să sporească aceste învățături în viața noastră și încerc să Mă limitez la timpul pe care mi-este acordat de fratele Andrei, păstorul bisericii, Domnul să-l binecuvinteze cu multă putere, cu multă călăuzire și să poată să facă lucrarea Domnului mai departe. Vedem și am vrut să amintesc că câteodată mai spune câte o nevastă la frați slujitori și îi îndeamnă pe frați slujitori să vorbească cu soțul lor, soțul ei, să fie mai calm. Să nu fie așa de agitați. Și e drept că sunt oameni care tare rapid se agită. Și pentru o nevastă cu un bărbat care s-a prindit iute, în proverbe spune că un bărbat care s-a prindit iute face multe prostii. Și eu am vrea ca Dumnezeu din Cer să ne ajute să avem în vedere ce spune Cuvântul Domnului și este de crezut pentru fiecare de noi. Sunt și femei și neveste care, bărbați, nu le mai pot intra în voi. Orice ar face... Numai nu mă nu sunt mulțumite și tot să a aprind iute. Eu aș dori să le acuiască Domnul și bărbață și femeile care s-a aprind iute, mai degrabă, să fie așa cum ne învață cuvântul Domnului și vreau să amintesc, pentru că este foarte important pentru căsătorie și la învățăturile care se dau aici de fiecare dată când aveți nuntă în biserica din Kitchener, sfaturile să ajungă în fiecare familie și fiecare să-și ia partea și să intre în acțiune împreună cu partenerul. De ce spune cuvântul Domnului? Că astăzi, vrem să vă amintim, ultima carte din Vechiul Testament, Maliache, arată acolo cuvântul Domnului vorbit către bărbatul din vremea aceea în care îi spunea și vedea că nu mai este credincios soției lui, tovarășii lui, tovarășa lui de viață cu care a încheiat un legământ. Și atenționează Dumnezeu, și fiți atenți, fiți tineri, mire și mireasă, că spune acolo cuvântul Domnului că -și Dumnezeu a fost martor la căsătoria voastră. Așa spune acolo. Și voi credeți că astăzi Domnul este martor la căsătoria voastră? El este prezent aici, lăudat să fie numele Domnului. Nu numai părinții sunt aici, neamurile, întreaga biserică, nuntași din mai multe părți sunt aici, martori, sunt marturi văzut și marturi nevăzut, dar important este că ce spune Dumnezeu acolo în Vechiul Testament, că reia spunea că bărbatul nu mai este credincios soției sale. Eu aș dori ca fratele Emanuel să rămână credincios soției pentru toată viața lui. Lăudați să fie numele Domnului. Și de aici încolo ai mai văzut versetul acesta și cred că să știi. Unii tot înțeleptul Solomon spune și acum ar fi atent, frate Emanuel de aici încolo, mai bine doi decât unul. Și de aici încolo veți fi amândoi. Și cred că Domnul este martor și este prezent și acolo spune în capitolul 4 din Eclesiastru, funia împletită în trei nu se rupe ușor. Deci aveți o asigurare, aveți o încredințare, aveți un sprijin, aveți de la Dumnezeu binecuvântarea ca în această zi să porniți la drum cu multă încredere și El să binecuvinteze toți anii de viitor care sunt necunoscuți, nici de voi, nici de noi, numai Domnul cunoaște viitorul și ce are să vină, dar dacă veți rămâne cu Dumnezeu, veți fi mai mult decât biruitor, laudat să fie Domnul. Și prin multe alte cuvinte, pe lângă cele amintite din Efeseni, Coloseni și Anteia Petru, vrem să vă spunem și vrem să vă arătăm câteva lucruri care din nou, chiar dacă le repet, să le rețineți minte, că când se repet un lucru de mai multe ori, se memorează mai bine și vreau înainte de încheiere să vă spunem, pentru Mire și Mireasă, care este o familie de azi înainte, este clar că căsătoria este un legământ, este clar căsătoria se țină toată viața, Domnul este martur la căsătoria voastră, să fiți harnici, să fiți credincioși, să fiți pricepuți, să fiți supuși, să fiți iubitori, să aveți un nume bun ca să fiți înțelepți. Noi vă dorim un drum bun, așa cum spunea în judecători, capitolul 18, unii se spune la versetul 6, unii preotul le zis, și astăzi vă spunem noi, la familia respectivă, spunea atunci foarte lămurit, frumos, duceți-vă în pace și călătoria pe care o faceți să fie sub privirile Domnului. Amin? Amin? Dumnezeu din cer să vă binecuvinteze în călătoria vieții de aici înainte, să o faceți în pace cu privirile Domnului și El vă va binecuvânta viața voastră, cum spune în Exodul 23 cu 25, unde spune așa, voi să slujiți Domnului, m-auziți bine? Voi să slujiți Domnului și El va binecuvânta pâinea și apele și va îndepărta chiar și boala din cortul vostru. Să vă asculte Dumnezeu în zilele cazului, să vă asculte Dumnezeu dorințele care le aveți și să rămâneți credincioși până la sfârșit. Unde? Ultimul verset care îl am pentru voi și care doresc să fie în dreptul vostru în această zi, din Filipeni, capitolul 4, în care eu cred că, cred în toată inima că părinții au bucurie că vă văd în față. Eu de la început, când m-am văzut că ați intrat în biserică, am rămas mulțumit în suflet că ați ascultat rânduia la biserică și v-ați prezentat aici așa frumos cum merită să, oricine să se prezinte în casa lui Dumnezeu. Filipeni, capitolul 4, versetul 19, care este un verset foarte important pentru voi și pe care vreau să vi-l citesc în această zi, unde spune așa Apostolul Pavel, și Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuințele voastre după bogăția sa în slavă, în Isus Hristos. Versetul 20. A lui Dumnezeu și Tatăl nostru să fie slava în vecii vecelor. Amin. Amin, Amin frate Emanuel și sora Monica. Domnul să vă binecuvinteze de aici încolo aștept să vă văd după ce trece luna aceasta în care mergeți voi undeva împreună, după ce veniți acasă, vă urmărim să vă vedem activitatea la casa Domnului la Betel și cu ce vă puteți învolva de aici împreună, că avem formație frumoasă în biserică, cor de tineri, cor de fete, corul mixt și alte grupuri care vă așteptăm să vă vedem și pe voi. Și atunci voi înțelege mai mult decât atât că predica din această zi a prins bine pentru voi, va fi folositoare și doresc să vă binecuvântăm din nou în numele Domnului Isus și fiți binecuvântați de Domnul care a făcut cerurile și pământul. Amin.